numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Cercetași, fiți gata! Cercetași, fiți gata! Excelență, preasfințită Petru, cucernici, preoți asistenți și preoți oaspeți, iubiți lideri și dragi cercetași, iubiți credincioși, lumina păcii de la Betleem este clar simbolul lui Hristos, lumina lumii, cel care este izvor de pace pentru toți. Deja prin această lumină aprinsă la Betleem, Dumnezeu ne-a pus în mișcare. I-a pus în mișcare pe cei care au mers la Betleem să aprindă lumina acolo la grota lui Iisus. I-a pus în mișcare apoi către Viena, unde s-au întâlnit, după estimarea unui preot, peste 2000 de cercetași din foarte multe țări. Și ne-a pus în mișcare și pe noi, pentru că am venit din foarte multe centre pentru ca să primim aici din mâna preasfințitului Petru lumina aprinsă acolo și care vrea să fie aprinsă și în inimile noastre. Din partea excelenței sale și a preoților de față, îi salut pe liderii și cercetașii din următoarele centre: Inima Neprihănită a Mariei Nicolae Bălcescu, Fericitul Eremia Bacău, Insula Cercetașilor Bacău, Sfânta Ana Lespes Bacău, Sfânta Trăime Prăjești, Sfântul Iosif Piatra Neamț, Adormirea Maicii Domnului Pildești, Înălțarea Domnului Sagna, Nașterea Sfintei Fecioare Maria din Hălăucești, Coborârea Duhului Sfânt din Ajudeni, Coborârea Duhului Sfânt din Bălțați, Sfântul Francisc din Iași, Sfântul Dumitru din Valea Lupului. Ne bucurăm și un salut special adresăm și cercetașilor de alte confesiuni din centrele George Călinescu Iași, Crinii Pașcanilor din Pașcani, Sapatino din Iași, Hei Gârleni, Sfântul Anton din Iași, Negrești din Vaslui și pe cei veniți de la Suceava. Am intrat cu toții nu numai într-un proiect organizat de cercetășie, ci intrăm într-un plan al lui Dumnezeu, care în acest an este îmbogățit de faptul că trăim anul jubiliar dedicat milostivirii lui Dumnezeu. Ne bucurăm să fim părtași la acest plan minunat, plan de milostivire și de iubire. Dar după toate celelalte răspunsuri ale noastre, acum este unul important. Venim și îl primim dincolo de simbol, îl primim în realitate pe Hristos, lumina lumii. Mesajul de acest an al Luminii Păcii de la Betleem este: pace pentru mine, pace pentru tine. Ca să avem parte de această pace, trebuie să fim conștienți că în adâncul nostru este o frontieră între lumină și întuneric. De multe ori această frontieră a întunericului tinde să ne copleșească. Dar astăzi, venind din nou la Hristos, avem sprijinul cel mai puternic, pentru că El este lumina venită de sus. E lumina care vine să întărească lumina credinței din viețile noastre. Să-i facem loc lui Hristos. Mișcarea noastră, răspunsurile noastre să devină concrete astăzi în fața Domnului. Cerem iertare pentru umbrele din adâncul ființei noastre. Și salutându-i și pe frații laici de la alte asociații și sau care au venit alături de noi, părinți, simpatizanți, vrem ca toți să facem loc luminii lui Hristos în noi. Sfântul Papa Francisc spunea: dintre toate luminile, dacă rămâne credința în suflet,
această lumină nu se va stinge niciodată, pentru că puterea ei nu este de la noi, este de la Dumnezeu. Să-i facem loc lui Hristos în noi, ca să avem parte de această lumină puternică, milostivă, și să reușim să avem pace în noi și să fie pace și în ceilalți. Ne va vizita Cel care răsare din înălțime, ca să îndrepte pașii noștri pe calea păcii. Lăudat să fie Iisus Hristos! Sfinția voastră, Părinte, responsabil al oficiului pentru tineret, Părinte Felix, dacă Părinte Asistent General Alois, Sfinția voastră, Părinte Paroh, dragi părinți asistenți, dragi copii și tineri, membri ai mișcării Scout, ai cercetașilor, am intrat astăzi aici în biserică pe o poartă. Este Iisus, poarta oilor. Este Iisus care ne invită să intrăm prin El și să ne lăsăm luminați de El. El a venit să fie lumina noastră. Mă bucur că lângă Părintele Alois să vă salut, așa cum a spus și numele nostru, pe toți. Și să simțiți astăzi această invitație puternică, căci Cel care vine la noi este Cel ce răsare din înălțime și este pacea noastră, pe care să o purtăm cu toții peste tot. Vom asculta ca pregătire pentru marea sărbătoare a Crăciunului lecturile sfinte astăzi, Sfânta Predica. Ne vom lăsa luminați și inspirați de Cuvântul lui Dumnezeu. Ne așteaptă la spovezi pentru a ne bucura de indulgența jubiliară părinții care sunt în confesional. Vă așteaptă Iisus, vă așteaptă Sfântul Părinte, vă așteaptă toți cei care vă iubesc să vă umpleți de lumină și să o purtați când vă întoarceți acasă. Acum, la începutul Sfintei Liturghii, îi cerem lui Iisus iertare pentru că poate nu ne-am lăsat luminați suficient de El. Să ne accepte, să umple inima noastră de lumină la Sfânta Liturghie pe care o celebrăm acum împreună. Să nu uitați, împreună cu Sfântul Părinte, împreună cu toți cei dragi ai voștri, împreună cu cei care iubesc lumina lui Hristos și spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică.
să ne rugăm. Dumnezeule, prin nașterea Fiului Tău din Fecioara Maria, ai binevoit să dezvălui lumii strălucirea luminii Tale. Învrednicește-ne, te rugăm, să prăznuim marele mister al întrupării cu credința neștirbită și evlavia adevărată prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din Cartea Judecătorilor. În zilele acelea era un om în Țorea din familia fiilor lui Dan, al cărui nume era Manoah. Soția lui era sterilă și nu putea avea copii. Îngerul Domnului i s-a arătat femeii și i-a zis: iată, tu ești sterilă și nu ai copii, dar vei zămisli și vei naște un copil. Acum ai grijă să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic impur. Vei zămisli și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi consacrat lui Dumnezeu din sânul mamei sale. El va începe să le libereze pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și i-a spus soțului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine. Avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, foarte înfricoșătoare. Nu l-am întrebat de unde este și nici nu mi-a spus care este numele lui, dar mi-a zis: vei zămisli și vei naște un fiu. Acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic impur, pentru că acest copil va fi consacrat lui Dumnezeu din sânul mamei sale până în ziua morții lui. Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Duhul Domnului a început să-l pună în mișcare. Cuvântul Domnului. Pentru mine stâncă și cetate de refugiu, spre care mi-ai poruncit să merg mereu ca să mă mântuiești, pentru că numai Tu ești tăria mea și cetatea mea de apărare. Scapă-mă, Dumnezeule, din mâna celui fără de lege, din mâinile celui nelegiuit. Pentru că Tu, Doamne, ești speranța mea. Doamne, în Tine mi-am pus încrederea din copilărie. În Tine mi-am găsit sprijin din sânul mamei mele. Tu ai fost ocrotitorul meu. Voi povesti faptele de vitejie ale Domnului. Doamne, îmi voi aduce aminte că doar a Ta este dreptatea. Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețe, iar eu fac cunoscute și acum minunile Tale.
aleluia, 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 aleluia. Noastră nu trebuie să sfârșească, nu trebuie să sfârșească, sfârșit. Sărbătoarea noastră nu trebuie să sfârșească, nu trebuie să sfârșească și nu se va sfârși. Aleluia, 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 aleluia. Domnule să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot al cărui nume era Zaharia, din grupul preoțesc al lui Abia. Soția lui era dintre fiicele lui Aaron, al cărei nume era Elisabeta. Amândoi erau drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără greșeală în toate poruncile și prescrierile Domnului. Însă nu aveau niciun copil, pentru că Elisabeta era sterilă și amândoi erau înaintați în vârstă. Pe când slujea ca preot înaintea lui Dumnezeu, când era rândul grupului său, după rânduiala slujirii preoțești, a fost ales să intre în templul Domnului pentru a aduce jertfa de tămâie. Și toată mulțimea poporului era afară, rugându-se în timp ce se aducea jertfa de tămâie. Atunci i-a apărut un înger al Domnului stând în partea dreaptă a altarului tămâierii. Văzându-l, Zaharia s-a tulburat și l-a cuprins teamă. Dar îngerul i-a spus: Nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta a fost ascultată și soția ta, Elisabeta, îți va naște un fiu și îi vei pune numele Ioan. Vei avea bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Și nu va bea nici vin și nici altă băutură tare și va fi umplut de Duhul Sfânt chiar din sânul mamei sale și pe mulți dintre fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor. El va merge înaintea lui cu Duhul și puterea lui Ilie, pentru a întoarce inimile părinților către copii și pe cei rebeli la înțelepciunea drepților, pentru a-i pregăti Domnului un popor desăvârșit. Dar Zaharia i-a spus îngerului: Prin ce voi cunoaște aceasta? Eu sunt bătrân, iar soția mea este înaintată în vârstă. Răspunzând, îngerul i-a zis: Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți dau această veste bună. Iată, vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua în care se vor împlini acestea, pentru că nu ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la timpul lor. Poporul îl aștepta pe Zaharia și se mira în timp ce acesta întârzia în templu. Când a ieșit, nu putea să vorbească. Au înțeles că avusese o viziune în templu, iar el le făcea semne și a rămas mut. După ce s-au împlinit zilele slujirii lui, s-a întors acasă. După aceste zile, Elisabeta, soția lui, a zămislit și timp de 5 luni se ascundea spunându-și: Așa mi-a făcut Domnul în zilele în care și-a îndreptat privirea spre mine ca să îndepărteze rușinea mea dinaintea oamenilor.
Cuvântul Domnului. Excelența voastră, preasfințite Petru, dragă Părinte Alois, Părinte Paroh, Părinte Felix, dragi confrați, dragi prieteni cercetași și scautiști, am să rog pe cineva, deja am ales din față, m-am uitat un pic printre voi și am ales pe cineva să vină câteva secunde cu mine aici în față. Hai un pic cu mine. Hai, ia și lumânarea. Aveai o lumânare, ia și lumânarea. Așa, hai un pic. Cum te numești? Mă numesc Teona. Teona. Eu sunt Silviu, Părintele Silviu. Tu ești Teona, da? Din centrul local? George Călinescu. George Călinescu, de aici din Iași, da? Bine. Uite, privește un pic, așa, de jur împrejur, spre toți. Așa, și în partea aia, acolo sunt cei cu steagurile. Și spune-mi, așa, o primă impresie. Ne-am adunat aici ca să luăm lumina, să o ducem în parohiile noastre, în casele noastre, pentru că ne pregătim de nașterea Mântuitorului nostru, Iisus. Dar dacă privești la toți cei prezenți aici, toți cercetașii de aici din biserică, spune-mi două cuvinte. Cum crezi că suntem astăzi? Arătăm ca o familie. Cu ce te impresionează această adunare a noastră? Mă impresionează că suntem toți împreună și că am făcut parte din acest lucru. Din scaut și din cercetaș, da? Și să știi că nu suntem toți. Suntem numai, aș îndrăzni să spun, o parte, o mică parte din toți cercetașii. N-au reușit să ajungă toți aici, la liturghia în care vom lua lumina cu noi acasă. Bine, și încă ceva. Acum dă-mi un pic lumânarea. Ține capacul. Așa, eu o să o aprind și vin imediat, da? Așa, o punem aici înapoi, în suport. Și vină un pic mai încoace și ține un pic mai sus, așa, să o vadă toți. Încă nu e lumina oficială de la Betleem. Dar, acum vă rog câteva secunde să facem câtă liniște putem noi aici, în biserică, și să nu se audă aproape nimic. Așa. Vedeți? Lumânarea de aici, din mâna Teonei, luminează, face lumină. Dar nu face niciun zgomot. Dacă pun mâna deasupra ei aici, am să mă ard, mă fric, pentru că emană o căldură foarte puternică, arde. Dar dacă stau la distanță, un pic la distanță, face lumină, mai ales atunci când e întuneric. Dar nu face niciodată gălăgie. Dacă umplem catedrală de aici, cu lumânări, peste tot, pe unde vreți voi, și o să ardă toate, ar arăta ca un foc imens, o lumină mare, întinsă. Nu va face niciodată gălăgie. Nu se va auzi nicio flacără cum arde. Dar va fi lumină peste tot. Toată catedrala. Și dacă vom pleca cu lumânările noastre acasă, va fi lumină în casa noastră,
în biserica noastră din parohie, în centrele noastre locale, la voi acasă, la toți cercetașii, va fi lumină, în liniște. Și ce aș dori să vă transmit astăzi, ajutat de cuvintele pe care le-am ascultat la Sfânta Liturghie, la lecturi, vom pleca de aici cu lumina de la Betleem. Betleem e locul în care s-a născut Iisus, știm toți. Și de atunci, de când s-a născut El, pentru noi a rămas lumină, a fost lumină peste tot. Și de foarte mulți ani, cercetașii din toată lumea au un obicei pe care îl cunoașteți, să meargă și să ia această lumină, în liniște. Au călătorit cu avionul până la Viena, apoi aici, la Iași, în toate locurile pe unde va ajunge această lumină. Dar nu vor purta numai o lumânare. Îl vor purta pe Hristos, pentru că în noaptea de Crăciun, la liturghie, se va merge în procesiune cu lumina de la Betleem și va fi așezată în fața altarului sau în presepiul pe care îl vom pregăti, într-un loc. Și nu va rămâne numai lumina de la Betleem acolo. Din acel moment, de astăzi, de când arde această lumină, noi îl ducem pe Hristos, pe Iisus, cel mai mare cercetaș, scautist, dacă doriți, pe care l-a cunoscut lumea. N-a purtat o eșarfă ca noi, dar a fost un scautist, un cercetaș adevărat. Vă dați seama, de 2000 și ceva de ani, să faci lumină în toată lumea, în sufletele oamenilor, să le arăți mântuirea, să le arăți pe Dumnezeu, trebuie să fii un mare, mare, mare cercetaș. Așa că, Teona, am să te rog acum să mergi la loc, poți stinge lumânarea pentru că o vei mai aprinde odată cu lumina de la Betleem. Îți mulțumesc. Și aș dori să închei cu un gând dintr-un mistic, un scriitor mistic, un gânditor, să-i spunem, de mai multe secole, a trăit mai de mult. Se numește Erasmus și a trăit la Rotterdam, undeva în Olanda de astăzi. Ei bine, spunea el despre Crăciun: dragi prieteni, îl așteptați pe Hristos, pe Iisus, fratele vostru, să se nască la Betleem, să-l vedeți, să-l cunoașteți. Cine o fi acest om? Cine o fi Fiul lui Dumnezeu? De ce s-a întrupat? De ce s-a făcut om așa cum suntem noi? Un corp, cu ochi, cu nas, urechi, tot ce, așa cum arată oricare om. Ce a căutat la noi? Ce voia de la noi? Și spune el: am să vă răspund simplu. A voit să vină în sufletele noastre, în liniște, și să se nască acolo. Pentru că sufletele noastre nu au nume. E sufletul nostru, suflet. E spiritul nostru, e respirația gândul lui Dumnezeu asupra noastră. Și vrea ca noi, după ce se naște în sufletul nostru, vrea ca noi să fim lumină în toată lumea. Dragi cercetași, să nu plecăm de aici numai cu o flacără, câteva flăcări de lumânare care se aprind din față. Îl vom duce pe Iisus, simbolul luminii, simbolul luminii de la Betleem, care va pleca de aici spre noi astăzi, lumânările noastre. Dar dacă această lumină
Dacă Iisus de Crăciun se va naște în sufletul nostru, nu va mai pleca niciodată, dar niciodată de acolo. Pentru că ceea ce e din inimă, din suflet, spre exemplu, cercetășia noastră, convingerea noastră că noi vrem să lăsăm lumea mai bună față de cum am găsit-o, dacă e din inimă, nu ne va scoate nimeni din cap, din minte, de unde vreți voi, niciodată, nici cercetășia, nici scautul, nici pe Hristos, dacă e acolo în inimă, niciodată. Așa că peste ani și ani, dacă veți mai lua lumină de aici, să știți că Iisus e acolo în sufletul vostru și nu va pleca niciodată. Să purtăm astăzi spre centrele noastre, spre parohiile noastre, spre familiile noastre, spre prietenii noștri, lumina de la Betleem, împreună cu Hristos, din sufletul nostru. Deci trebuie să-L luăm pe Hristos, pe Iisus. Nu avem cum să plecăm altfel. Și încă ceva. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să vă întreb la final dacă sunteți pregătiți să purtați această lumină de la liturghia pe care vom continua să o celebrăm împreună. Așadar, dragi cercetași, sunteți gata? Hai, nu s-a auzit nimic. Cercetași, sunteți gata? Sunteți gata? Perfect. Sunt convins că Iisus va ajunge peste tot, pe la fiecare de aici, de la Sfânta Liturghie, împreună cu lumina care suntem noi și lumânările noastre. Lăudat să fie Iisus! În vecii vecilor. Amin. Dragi tineri și tinere, dragi frați iubiți întru Hristos, să ne rugăm acum cu încredere lui Dumnezeu Tatăl, care a iubit așa de mult lumea, încât l-a dat pe Fiul Său, ca El să ne mântuiască, El să fie lumina noastră. De aceea ne îndreptăm spre El spunând: Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Iisuse, Tu dorești ca tot omul să se mântuiască și să ajungă la cunoașterea adevărului. Vă ca biserica să ducă în toată lumea mesajul dreptății și înțelegerii. Să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Pentru ca papa, episcopii și preoții să arate oamenilor fața lui Iisus, om Dumnezeu, în toată fascinația și splendoarea ei, să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Iisuse, fă ca această manifestare să fie definită ca un mesaj de pace, adresat fiecărui om ce primește această lumină. Să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Pentru ca toți cei aflați în căutarea adevărului să primească de la Domnul harul de a descoperi lumina lui Hristos, să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Iisuse, Tu ai fost trimis pentru toți oamenii. Prin puterea acestei liturghii, ajută-ne să-i slujim pe frații noștri. Să ne rugăm. Doamne, ascultă rugăciunea noastră. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ne poruncești să pregătim calea Fiului Tău. Nu îngădui să fim împiedicați de slăbiciunile noastre, ci dăruiește-ne înțelepciune și putere,
lumină și har pentru a-L întâmpina pe El care vine la noi. Hristos, Domnul nostru. Amin. Primește, Doamne, aceste daruri, darurile cinstea Ta. Rodul pământului și-al mâncii noastre, daruri cinstea Ta. Se vor schimba în sânge și trup, daruri în cinstea Ta. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Să primească Domnul jertfa din mâinile tale spre lauda și mărirea împrinsă și spre folosul nostru și a întregii Sfintei Sale Biserici. Te rugăm, Doamne, privește cu bunăvoință la darurile pe care ți le aducem pe altar și sfințește prin puterea Ta ceea ce îți oferim din slăbiciunile noastre prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și cu inimile. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul și Doamne Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pe El au prevestit toți prorocii, Fecioara Mamă cu dragoste negrăită l-a purtat. Ioan Botezătorul a vestit că e aproape și l-a arătat venit între oameni. Și nouă Domnul Hristos ne dă harul să întâmpinăm cu bucurie misterul nașterii Sale,
ca la venirea lui să ne găsească priveghind în rugăciune și tresăltând în cântări de laudă. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei tale zicând fără încetare. Și Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roada Duhului Tău, ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Moartea ta o mărturisim, și învierea ta o mărturisim, până când vei. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și pătirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit și să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor.
îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-ne de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. În prezența lui Hristos, lumina de la Betleem, dăruiți-vă pacea. Iată milul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Este dat o pâine de același bun, Părinte, oricine o primește, unit cu toți se simte. Săracul și bogatul, copii, femei,
aceeași masă, cu toții suntem frați. Căștiți-ne, Domnule, pe voi, copii, vă cheamă Hristos Mântuitorul, vă binecuvântează, vă dă tot ajutorul. Să creșteți mai puternici în vârstă și în har, veniți să vă hrănească la Sfântul Său altar. Voi tineri plini de viață, alegeți calea dreaptă. Hristos din tabernacol cu dragoste vă așteaptă. El este atot puternic de oameni iubitori. Pe toți vă ocrotește, la El veniți cu dor. Știți să ne dăm mâna să când patimile încearcă din nou să risipească tot binele și harul, iar răul să-l sporească. Atunci un glas ne cheamă, e Domnul bun și sfânt, la dosul litoria, la El venim cu avânt. Valea suferinței lipsiți de mângâiere, noi parte avem de lacrimi, de chin și de durere. Dar o speranță sfântă spre veșnicul izbor ne-nalță peste lacrimi, la El venim cu dor. Din cer am auzit, Iisuse, ce mi-ai poruncit, să le vorbesc fraților mei acum de tine. Glasul tău m-a transformat și viața întreagă mi-a schimbat. Vrem să cântăm acum cu toți doar pentru tine. Chiar de-aș fi în loc străin, Iisuse, eu la tine vin, lăsând în urmă prieteni, frați, doar pentru tine. Știu că astfel pe pământ coboară harul tău cel sfânt, iar noi cânta vom într-un glas doar pentru tine.
Să ne rugăm. Aducându-ți mulțumire pentru darurile primite, te rugăm, Dumnezeule atotputernic, să aprinzi în noi dorința după mântuirea ce se apropie, ca să putem sărbători cu suflet curat nașterea Mântuitorului nostru, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Dragi cercetași, alături de urările sfinte și frumoase pe care le facem în această perioadă, profitând de ocazie, doresc să vă mulțumesc fiecăruia în parte și cu asistenții voștri pentru toată lucrarea voastră minunată de-a lungul anului în ceea ce privește pastorația tineretului. Tot timpul sunteți, așa cum am auzit de mai multe ori astăzi, gata atât la sărbătoarea copiilor cât și la ziua tineretului. Doresc să vă mulțumesc fiecăruia în parte și să vă îndemn ca și în următoarea perioadă și în următorii ani să fiți mereu aproape și să dați mărturie de această frumoasă lumină pe care o aveți în inima voastră, Iisus Hristos. Și o mică paranteză, așa mai sub mântă cere, dacă mergând la colind mai sunt oameni care vă dau cât un bănuț, puneți-l deoparte în buzunar pentru ca anul viitor să veniți la Ziua Mondială a Tineretului de la Cracovia. Sărbători frumoase! Preasfințite Episcop Petru, preacucernici părinți, preacucernice părinte spiritual Alois, permiteți-mi să dau citire mesajului proiectului Luminii Păcii de la Betleem. Cercetași! Cu mai bine de 2000 de ani în urmă, într-o grotă, lângă Betleem, în Țara Sfântă, s-a născut așteptatul popoarelor pentru a le elibera pe om din robia păcatelor. Pruncul născut la Betleem avea să devină semănătorul păcii în lume. Pentru a elibera pe oameni de sub dominația urii, El le-a arătat ce este iubirea între popoare, iubirea între oameni și iubirea între om și Dumnezeu. Iubirea este aceea care conduce la pace. Ajungând astăzi la a 20-a ediție în țara noastră, în acest an sfânt al milostivirii, proiectul Lumina Păcii de la Betlehem a devenit deja o tradiție, prin care mii de cercetași încearcă să lase în urma lor puțin bine, puțină liniște, puțină pace în sufletele aproapelui lor, în comunitățile în care trăiesc și în țările din care provin. Auzim din ce în ce mai mult de conflicte, tensiuni armate și atentate, despre conflicte legate de migrație și discriminare. Auzim de comunități întregi care migrează din zonele de conflict către o lume normală. Auzim de familii în care predomină violența ca metodă de trai. Auzim despre drame personale ale unor semeni de-ai noștri care nu și-au găsit liniștea interioară și nu au mai reușit să facă față problemelor cu care se confruntă zi de zi. Pentru aceste persoane, pentru aceste comunități, împotriva acestor probleme, dorim să ducem mai departe acest simbol, această flacără aprinsă în acest loc umil în care s-a născut mesagerul suprem al păcii. Prin mesajul acestui simbol promovăm deschiderea și acceptarea față de cei de lângă noi. Promovăm non-violența ca metodă de reacție la provocările zilnice. Promovăm ecumenismul, facilitând dialogul între creștini și colaborarea la răspândirea acestui mesaj care ne cheamă la pace. Să ducem acest mesaj tuturor celor care au nevoie de puțin mai multă pace în suflete, familiilor noastre, vecinilor noștri, persoanelor care suferă atât de boli fizice, cât
cât și sociale, membrilor comunităților noastre, contribuind astfel la crearea unei lumi un pic mai bune. Vă mulțumesc! Cele voastre, dragi scautiști, dragi cercetași, dragi tineri și tinere, dragi iubiți credincioși, am auzit astăzi un mesaj frumos despre lumină, prezentat de Părintele Silviu. Suntem aici pentru a ne bucura de lumina lui Iisus, de lumina lui care a adus-o din cer. Dar pentru a avea această lumină, nu trebuie să uităm niște lucruri. Voi, probabil, de atâtea ori le-ați auzit. Această lumină pe care o avem noi în fața noastră este doar un simbol. Simbol care ne vorbește despre marea revărsare a lui Dumnezeu, care pentru a fi, a lumina, dacă observați, această lumânare se consumă. Se topește. Încet, încet, această lumânare se lasă ca să arate lumina. Acesta ne vorbește despre ce a făcut Dumnezeu, se dăruiește, se jertfește, se lasă pe sine, se retrage ca lumina să continue. Această lumină, care este de fapt simbolul lui Dumnezeu, se dăruiește. Și am făcut această experiență de atâtea ori. Se dă și altora. Se aprinde. Nu se termină. Rămâne aceeași mereu. Poate fi împărțită la milioane, miliarde de oameni. Iar rămâne aceeași. Aceeași lumină pe care voi o țineți în mâini și noi o ținem în mâini, arată și un lucru. Se îndreaptă mereu în sus. Dacă o răsturnăm, lumina tot în sus se îndreaptă. Sigur că este o mică imagine a ceea ce de fapt reprezintă lumina pentru voi și pentru noi și pentru toți. Este o lumină care se înalță. O lumină care vrea să ne arate unde să ne îndreptăm noi. O lumină care aduce siguranță. Dacă o purtăm în mâini, îi vedem și pe ceilalți. Ne ajută să ne apropiem unii de alții. Acest lucru l-a făcut și îl face Dumnezeu, îl face Iisus, care a venit la noi. Ca să ardă mai tare și să lumineze mai tare, lumină lângă lumină, se mărește. Răspândești. Ajută să înțelegem că noi trebuie să fim solidari, alături, ca să promovăm această lumină și această pace. Mă bucur că scăutiștii, cercetașii au dorit să facă vizibilă această lumină prin gestul lor de a aduce de la Betleem această lumină, s-o parte peste tot, s-o ducă în lume. Sigur că noi avem mereu această lumină cu noi, Iisus aici. Dar ea ne aduce aminte
într-adevăr de Iisus care s-a jertfit pentru noi. A venit la noi, a venit să rămână cu noi, a venit să fie lumina noastră. Mă bucur să vă spun că trebuie să vă umpleți de această lumină care ne înalță, care ne apropie de ceilalți, care ne luminează, care ne încălzește, care ne face să fim pe acest pământ într-o atmosferă dumnezeiască. Vă felicit pentru acest mare angajament pe care voi îl luați. Luați an de an și purtați cu voi această lumină. Acum o să venim rând pe rând, așa cum ne spune Părintele, să primim această lumină. Dar să nu uităm că am intrat aici pe o poartă care este Iisus, care ne face să ne apropiem de lumina Lui, care vrea să ne împartă lumina Lui. Și această lumină o vom lua în mâini, dar mai ales în suflet, cum ne-a spus Părintele Silviu. Și vom ieși din această catedrală, pe porțile celelalte, pe ușile celelalte, pentru a răspândi între oameni lumină. Vă doresc cu mare bucurie în suflet să fiți această lumină și în numele Preasfințitului și a preoților noștri de la Iași și a tuturor asistenților voștri spirituale și a tuturor celor pe care voi îi reprezentați aici, să fiți vrednici de a purta în dieceza noastră, în țara noastră, la toți frații și surorile noastre, acest simbol. Să-L prezentați pe Iisus prin viața voastră. Să nu uitați ce ați promis. Încă o dată, sunteți gata? Gata! Mulțumesc! Vom invita acum centrele locale pentru împărțirea luminii. Centrul local Inima Neprihănită a Mariei, Nicolae Bălcescu, Bacău. Centrul local Fericit Ieremia, Bacău. Centrul local Insula Cercetașilor, Bacău. Centrul local Sfânta Ana Lespes, Bacău. Centrul local Sfânta Treime, Prăjești, Bacău. Centrul local Sfântul Iosif, Piatra Neamț. Centrul local Adormirea Maicii Domnului Pildești, Neamț. Centrul local Înălțarea Domnului Sagna, Neamț. Centrul local Nașterea Sfintei Fecioare Maria, Hălăucești, Neamț. Centrul local Coborârea Duhului Sfânt, Adjudeni, Neamț. Centrul local Coborârea Duhului Sfânt, Bălțați, Iași. Centrul local Sfântul Francisc, Iași. Centrul local Sfântul Dumitru Valea Lupului, Iași. Centrul local George Călinescu, Iași. Centrul local Clinii Pașcanilor, Pașcani. Centrul local Sfântul Sapatino, Iași. Centrul local Heigerleni. Centrul local Sfântul Anton, Iași. Centrul local Negrești, Vaslui. Centrul local Suceava. Pentru că suntem atât de mulți, Preasfințitul ne permite să-L colindăm aici în biserică. De aceea, în timp ce venim și să luăm lumina, vom cânta colindele pregătite pentru a-L colinda pe Preexcelența Sa.
Prezență, pentru că ați venit, pentru că ați făcut acest efort, pentru că ați vrut să vă umpleți de lumină, pentru că ați venit să colindați. Vă mulțumim pentru că ați voit să vă umpleți de bucuria așteptării Crăciunului. Sigur că ne găsiți într-o imposibilitate să vă adăpostim în alt loc, în caz să nu încăpeți decât un sfert. Așa că ne-am bucurat să fim aici în catedrală, sigur sau afară, dar aici în catedrală, unde este un loc în care ne simțim cu toții ca într-o familie. Când e vorba de colindă, când e vorba de prunc, sufletul se umple de adevărată rouă și bucurie cerească, pentru că e vorba de Dumnezeu care vine la noi. Orice naștere a unui copil este o asemenea bucurie în lume. De fapt, se repetă darul lui Dumnezeu infinit, milostiv. Vă mulțumim pentru cântare la ieșire din catedrală. Veți primi fiecare câte un pliant și câte o imagine cu rugăciunea pentru acest an jubiliar. Sigur că o luați cu voi acasă, un mic simbol, dar pe lângă lumânarea pe care o avem în mâini, purtați cu voi bucuria lui Iisus, care vrea să împărtășească întregii lumi lumina sa, bucuria sa. Mergeți într-adevăr în lume ca niște mesageri, voi cei mici, voi cei tineri, voi și diferite comunități, voi, dragi tineri, catolici, ortodoxi sau de alte confesiuni, ca să purtați această bucurie a celuiași Hristos tuturora. Și vă spunem acum,
cu lumina în mână, să aveți bucurie în suflet și în case. Invocăm apoi binecuvântarea. Încă o dată vă întreb, sunteți gata? Bravo! Domnul să fie cu voi. Atotputernicul și milostivul Dumnezeu v-a dat harul să credeți că Fiul Său unul născut a venit între oameni și să-L așteptați să vină iarăși în slavă prin lumina venirii Lui, să vă sfințească și să reverse asupra voastră binecuvântarea Sa. Pe drumul acestei vieți să vă facă statornici în credință, voioși în speranță și stăruitori în iubire. Voi care vă bucurați cu evlavie de venirea în trup a răscumpărătorului nostru, la a doua sa venire, când se va arăta în strălucirea luminii sale, să primiți în dar răsplata vieții veșnice. Și binecuvântarea lui Dumnezeu atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Jertfa Sfintei Liturghii și ceremonia distribuirii luminii păcii de la Betleem s-au încheiat. Mergeți în pace! Mulțumim Lui! Toată viața, facă-să-i numai voia Lui, nesfârșită e dragostea Sa. Fecioara mama i-a dat un trup, a cunoscut cu noi viața grea, bucuria și moartea.